Bună ziua, copii! După cum știți, ne aflăm în anotimpul iarna, anotimpul bucuriei, anotimp care ne duce cu gândul la zăpadă, la sărbători și tradiții, împodobirea pradului și, bineînțeles, la moșul și cadourile lui. Aceste lucruri m-au făcut și pe mine să vă pregătesc o activitate într-un decor de iarnă cu câteva materiale specifice acestui anotimp. Ne vom juca un joc folosindu-ne de aceste trei personaje, adică moșul cu renul lui, omul nostru de zăpadă și obiectele surpriză aflate în această cutie. Înainte să vă spun cum se numește jocul, vom vedea ce se ascunde aici. Niște globuri. Priviți cu atenție la ele și spuneți ce observați. Au toate aceeași culoare? Nu, bineînțeles. Acum privim atent la forma acestora. Ce observăm? Că toate au aceeași formă, adică toate sunt rotunde. Foarte bine, copii! Vreau să ne mai uităm atent și la mărimea acestora. Ce observăm? Au toate aceeași mărime? Nu. Vedem că avem globuri mai mici și globuri mai mari. Bravo! Așadar, azi ne vom juca cu aceste globuri, așezându-le în diferite locuri. Noi va trebui să folosim cuvintele potrivite pentru a indica locul acestora. Jocul se va numi Spune-mi unde am așezat globurile. Pentru început, vom spune unde sunt așezate acum globurile. Acestea sunt așezate în cutie. Foarte bine! Vom scoate globurile aurii și le vom așeza pe masă. Observăm că avem două mărimi de globuri aurii, mari și mici. Globurile mari le vom așeza în spatele omului nostru de zăpadă, iar globurile mici le vom așeza lângă ren. Așadar, unde am așezat globurile mari? În spatele omului de zăpadă. Foarte bine! Dar globurile mici? Lângă ren. Foarte bine! Acum vom scoate globurile albastre. Observăm că și globurile albastre au două mărimi. Unele sunt mari, iar altele sunt mici. Globurile albastre mari le voi așeza în fața moșului, iar pe cele mici îi le vom da în mână. Continuăm cu globurile roșii. Observăm că și globurile roșii au două mărimi, mari și mici. Acum vă rog să priviți cu atenție și să observați unde voi așeza globurile roșii mari. După cum se poate observa, le-am așezat unde, copii? În fața omului de zăpadă. Foarte bine! Iar pe cele mici, în cealaltă mână a moșului. Acum, dragii mei, vom scoate și ultimile globuri din cutie. Acestea sunt de culoare albă. Foarte bine! Observăm că și globurile albe au două mărimi, mari și mici. Vă rog să fiți atenți și să-mi spuneți unde am așezat globurile albe mari.
pe spatele renului. Foarte bine! Iar pe cele mici le-am așezat lângă cutie. Bravo, copii! După ce ne-am jucat puțin cu globurile, le vom așeza din nou în cutie. Vă rog să fiți atenți, pentru că vă voi pune câteva întrebări, iar voi va trebui să răspundeți în propoziție, indicând locul globurilor. Vom începe cu globurile aurii. Unde se află globurile cele mari și aurii? Globurile mari, aurii, se află în spatele omului de zăpadă. Foarte bine! Unde sunt așezate globurile mici, aurii? Globurile mici, aurii, sunt așezate lângă ren. Foarte bine! Acum le-am așezat din nou în cutie. Unde sunt așezate globurile aurii? Globurile aurii sunt așezate în cutie. Foarte bine! Continuăm cu globurile albastre. Unde sunt așezate globurile albastre, copii? Globurile albastre mari se află în fața moșului. Iar globurile albastre mici se află în mâna moșului. Foarte bine! Am așezat în cutie și globurile albastre. Continuăm cu cele roșii. Unde sunt așezate globurile roșii mari? Globurile roșii mari sunt așezate în fața omului de zăpadă. Foarte bine! Iar globurile roșii mici, unde se află, copii? Globurile roșii mici se află în mâna moșului. Foarte bine! Am așezat în cutie și globurile roșii, iar acum le voi așeza și pe cele albe. Dar înainte vreau să-mi spuneți unde sunt așezate globurile albe mari. Globurile cele mari și albe sunt așezate pe spatele renului. Foarte bine! Iar acum vă rog să-mi spuneți unde se află globurile cele mici și albe. Globurile albe mici se află lângă cutie. Acum, toate globurile se află din nou în cutie pentru a putea fi așezate pe brad. Dragii mei, vă puteți juca și voi cu părinții acest joc, așezând sau ascunzând o jucărie sau un obiect preferat de voi în locurile pe care noi le-am învățat azi. De exemplu, așează jucăria pe masă, lângă scaun, în fața sau spatele tău, în cutia ta de jucării sau alte locuri pe care voi le cunoașteți, cum ar fi sus sau jos, deasupra sau dedesubt. Puteți folosi orice exemple învățate de voi. Înainte de a încheia această lecție, vă felicit și vă spun că sunteți niște copii minunați! Vreau să vă mai spun că următoarea activitate matematică o vom realiza împreună cu Mini și Miki, care vă salută! Până atunci, pe curând, copii! Pa, pa!